Semnele de circulație n-au nicio semnificație. Nu că nu au niciun sens, dar mulți le văd cam invers. Oprirea interzisă pare că pentru mulți e parcare. Ați parcat mașina perfect. Da, păi știu ce vreți să spuneți, pe pista de biciclete. Și acel semn ce reprezintă? Parcatul interzis. Nu e parcatul interzis. E oprire interzisă. Și ați oprit bine? Nu, n-am oprit bine. Și a oprit mereu? Nu. Iar cât acum? Da. Și acum de ce? Pentru că mai erau și alte mașini parcate aici. Asta e, v-ați luat după ceilalți? Adică da. Celelalte mașini care au parcat greșit reprezintă un model. Nu reprezintă un model. Dar aveți parcă, uitați, în fața dumneavoastră e o parcare goală. Acum mă duc să o parchez acolo. Vă duceți? Da, sigur? Uite. Și altă dată nu mai parcați aici, nu unde promis, e interzis. Promis, să știți că am mai avut dăți în care am venit și am parcat-o în parcare. Și acum o să întâmpla ca naiba. V-am văzut pe dumneavoastră și am vrut să-mi luați interviu. Dreapta total. Că ați parcat mașina corect acum? Da, dar la câte infracțiuni în circulație se produc și la cât de prost se merge în orașul ăsta. Oare oamenii confundă semnul de oprire interzisă cu semnul de parcare? Posibil și nu, semnul nu, clar nu, dar confundă parcarea cu oprirea și staționarea, sigur și precis. În acest caz pot crea probleme participanților în trafic. Bineînțeles, păi după cum vedeți, deja e blocată una din benzi, de fapt. Semnele degeaba le amplasăm? Da. Nu le respectă nimeni, niciun fel. Nici dunga aia câte de continuă, nimic. Poliția locală nu știu ce datorie? Ce ai, poliția locală e ceva, vreun organ? Păi ea sunt pescarii de mașini, de amenzi, alte alea. Nici o legătură cu realitatea. Nu. Dar nici alții, competenți? Care sunt ei? Vă jucați de baba oarba, faceți cu sens unic strada, că oricum ce rost mai are dacă un sens e parcare?